Emi, acum s-a făcut, au fost 6 și 11, s-au avut 6 și 12, post meridian, 30 mai 2023 AD. Ce foarte interesant, stăteam aici unde laptopul și dormeam. Când mă trezeam, mă gândeam și am realizat cum funcționăm noi oamenii și nu numai oamenii. O să spun că și animalele. Și cum funcționăm? Deci am stat câteva zile cu perdelele trase, știi că era soare prea puternic, mă deranja. Și acum l-am mai tras un pic. Și vreau să spun că în creier nu avem un joc cu mărgele de sticlă, ci avem un joc cu mărgele de acadele, ca să zic așa. Dacă știi ursuleții aia care veneau din RFG, când eram mai ieșit înainte de Revoluție sau după, la cei care aveau rude în RFG, te trimiteau ursuleți de gelatină. Nu. Vreau să zic că creierul, mai de unul gândeam că creierul, bine, creierul este o baterie alcalină sau cum o fi, dar nu e numai atât, nu funcționează numai pe bază de electricitate. Deci, când tu spui propoziția, mă rog la Dumnezeu și la Fiul Său și știu că Iisus a văzut Sfinxul, în creierul tău, ca să nu zic faptul că vorbești, faptul că stai cumva, dar în creierul tău au loc niște reacții biochimice. Deci, creierul funcționează pe bază de reacții biochimice care sunt în colaborare cu reacțiile bioelectrice și toate astea. Ăsta e omul până la un anumit punct, dar mai departe se ajunge la, cum să spun, la metafizică, știi? Faptul că creierul este un fel de termocentrală de gânduri, asta nu înseamnă că nu este ceva și mai departe, ca acele substanțe biochimice, sulfați, fosfați, ce or fi, sfaxitud, nu sunt. Deci toate duc către Dumnezeu, asta primul rând. Dar zic cum funcționează creierul. Nu este ca un fel de mașină de, nu știu cum să zic, ca un calorifer, înțelegi, de fier. Ci este o bucată de carne specială în care sunt tot felul de substanțe biochimice. Și de-aia e foarte bine, de exemplu, un om care mănâncă numai carne tinde să fie mai agresiv, pe când un om care mănâncă și salată și mai omnivor e mai cumpătat. Și ce am notat o chestie, am formulat tot într-un cuvânt, biocâmpul. Biocâmpul. Gândește-te, metaforizează-te.